Hei, salutare dragilor! În spatele meu avem un măr, după cum vedem, la partea de sus, pentru că, în general, așa se întâmplă la măr, apar foarte mulți lăstari lacomi. Acele coarde anuale, verticale, cu distanță în internoduri destul de mari, bine, acolo sus e greu de văzut, pentru că suntem destul de departe de pom. Și întrebarea noastră, cum îi plătem pe alea de acolo? Ori avem o scară, ori avem o foarfecă. De asta acum am eu. Vreau să vă mai arăt ceva, pentru că atunci când am mai prezentat-o, nu v-am arătat. Ea are aici o siguranță. Și ce se întâmplă? Puteți să o extindeți și ajungeți la o înălțime destul de mare. Ia uitați-vă la ce înălțime pot să ajung eu cu ea. O să încep să facem și niște teste, să vedem cât de eficient este, da? Avem aici niște lăstari lacuri pe care nu îi lăsăm. Așa. Putem să îi eliminăm. După cum vedeți, e foarte bună foarteca noastră pentru înălțime. Trebuie să ajungem la înălțimi foarte, foarte bune, foarte mari, pe pur și simplu de jos. Da? Deci avem o foartecă foarte, foarte eficientă, ca să zic așa. Da? Da, e foarte ușor, foarte bine făcute pârghiile, astfel încât să avem o tăiere ușoară atunci când o folosim. Ia să vedem, putem să ajungem chiar la înălțimi foarte, foarte mari. Cred că trebuie să luăm un pom mai înalt ca să facem testul, pentru că se pare că la ăsta deja e prea mare foarte, da? Avem odată mânerul ăsta vertical negru de aici care culisează, dar avem aici și bucata aceasta care ne poate ajuta dacă ajungem foarte, foarte sus, nu mai ajunge la mânerul negru, tragem de partea asta verde. Și uite așa, scăpăm de lăstarea lacum de acolo de sus cu o foarfecă pentru tăierea pomilor până la 28 de mm merge. Eu am forțat-o și la mai mult, dar nu e bine să faceți așa ceva, folosiți ferestrău. Este foarte utilă, foarte practică. Nu este ieftină, e aproape 4 milioane jumate, dar vă faceți treaba cu ea.